Podețe afectate și drumuri comunale închise. Așa se prezintă situația în județul Mehedinți în urma ploilor abundente din ultimele zile. Ca urmare a formării de torenți, pe timpul manifestării codurilor hidrometeorologice periculoase, la nivelul județului Mehedinți, în ultimele ore, au fost afectate două podețe pe raza localităților Rudina și Brateșul, traficul fiind întrerupt pe două drumuri comunale, 35 și 44. Pentru evaluarea situațiilor apărute și aplicarea măsurilor și pentru a se stabili starea de normalitate, la fața locului s-a deplasat prefectul județului Mehedinți, împreună cu inspectorul șef Alisu Drobeta, dar și cu specialiști din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Asta trebuie ori făcut ceva. Evoluția fenomenelor hidrometeorologice periculoase este permanent monitorizată prin centrul operațional al ISU Mehedinți. Așa se face că, la nevoie, pompierii sunt pregătiți să intervină în sprijinul autorităților locale, dar și al cetățenilor. Totodată, județul Mehedinți se află sub incidența codului galben meteorologic până în această seară la ora 23. Sub incidența avertizării hidrologice cod portocaliu se află râurile din județul Mehedinți până astăzi la ora 16. Iar fluviul Dunărea se află sub atenționare meteorologică cod galben în perioada 5-15 iunie și sub avertizare hidrologică cod portocaliu în perioada 8-10 iunie. Informații despre persoane care se află în pericol sau au rămas izolate vor fi imediat anunțate prin numărul unic de urgență 112.